Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face un burger super fain și super mare, cu tot cu cartofi prăjiți, cu tot pachetul, o să vă arăt. Să fie foarte fain. Acum mergem să facem cumpărăturile, așa că ne vom vedea acolo. Bun, deci am ajuns acasă și acum o să vă arăt cum vine. Cartofi prăjiți, congelat, să nu cam ales să fac o rețetă ușoară și să vedeți cum obicei la casă și să nu mai amândim. Eu am luat mezis, fiecare poate să ia de o preferință. Apoi avem chitele. Chiteaua pentru boiler, de chitele, bineînțeles, dar nu mai ajută ușor. Baconul. Cașcavalul. Salata pentru burger. Ouăle pentru mantecă. Roșia pentru burger. Și cu castraveți mânați. Varza tocată pentru salata coleslaw. Iar morcovul și puțelul pentru salata coleslaw. Cum se începe? Prima oară, e măpăluși. Cât să prăjesc cartofii, vom face maioneză, pentru că fac maioneză la viață și am pus un dădănuș de ouă și unul fier. Acum am pus unul în de muștar. Bun, am făcut maioneza. Acum ne-am făcut de salata acolo. Asta mai ales în o parte. Radem țelina ala. Și de bun. Acum punem 3 linii de maioneză și nu punem salata. Acum băgăm salata și maioneza la prăjit. Acum scoatem cartofii și punem cu farfurii. Avem cartofi aici și acum ne-am prins de punct. Acum punem chifteaua. Acum punem salata. Roșiile. Problema este că am uitat. Că avem și bacon. Și acum punem salata cu roșii și castraveți. Foarte bine. Iar acum, pe ultima felină de chiflă, vom pune ketchup. Punem ultima bucată.
bună, uitați că de bine are. Băgată în gură, băgătării salată asta, tot respectul de aia. Foarte bun. Și acum punem părți. Iată în mijloc. Și acum îl pun. Iar acum las să facem plebii. În sfârșit, a terminat burgerul. Este gata. Uitați cum arată. Arată super fain. Părerea mea. Îmi cer scuze că în spate este vizibilă, dar când gătești, te duceți pe cușinițe. Se mână de bine ca eu să fac acest burger. Sper să vă placă, sper să vă iasă și vouă, dacă vă dacă o să vreau să faceți, să-mi spuneți în comentarii, să-mi spuneți cum vă ieși. Eu am fost Eli. Ne vedem data viitoare. Să dați un like, un share și un subscribe. Și sper să vă placă!